Locuitorii municipiului Orăștie au primit cu mare bucurie și căldură postul de televiziune Hunedoara TV, după ce aflaseră despre el de la prieteni sau cunoscuți. Aceștia sunt încântați că, în sfârșit, în orașul lor poate fi recepționat un post local de televiziune obiectiv. Însă au și așteptări din partea jurnaliștilor Hunedoara TV. Începând de astăzi, Hunedoara TV, primul post local de televiziune din județ, cu emisie 24 de ore din 24, se prinde și în Orăștie. Pe UPC, pe frecvența aveți aici trecut, trebuie doar să dați căutare pe televizor și o să intre. Avem știri, programe. Este binevenit un post local de televiziune și în Orăștie? Foarte bine, chiar vă rugăm. Și noi am avut multe acțiuni, dar nu ne-am prea popularizat în oraș și acum dorim să ne popularizăm. Și dacă faceți acest post, noi chiar vă mulțumim și o să activăm în cadrul acestui post. E bun venit, mai ales că până acum știm că în Orăștie nu a fost. Nu, n-am avut. N-avem post de televiziune local. E bine că l-ați băgat. Începând de astăzi, primul post de televiziune local cu emisie 24 de ore din 24, Hunedoara TV se prinde și în Orăștie. Ne bucurăm foarte mult. O să vă urmărim în limita timpului. Hunedoara TV poate fi recepționat în 24 de municipii, orașe și comune, la care se adaugă și toate localitățile aparținătoare acestora. Telespectatorii de peste hotare urmăresc postul Hunedoara TV pe internet. Site-ul tvhunedoara.ro este accesat de telespectatori din state precum Irlanda, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania și Republica Moldova. Cei mai interesați de problemele socioeconomice și politice din județ transmise de postul local de televiziune Hunedoara TV sunt românii din Irlanda.